oră cine putea pune privire la aroma crimei? Arma crimei n-am găsit deocamdată, doar avem o descriere a acestea făcută de către inculpat la momentul audierii. Descriere care în principiu s-ar potrivi cu concluziile preliminare de la autopsie, în sensul că cel mai probabil a fost folosit un cuțit de bucătărie dintr-un set lung, potrivit părerii inculpatului, de circa 30 de cm, cu o lamă de 20 de cm și lățimea de circa 3 cm. Deși au fost efectuate căutări scotocituri în zona pe care prin care s-a deplasat inculpatul după comiterea prescripției fapte, nu a fost găsit nici în cursul serii, nici la a doua zi, pe străzile și străduțele din cartierul Mirii, plecând de la delfinariu în direcția Mării. Numai că, deocamdată, atâta vreme inculpatul a și exprimat că își aduce aminte frânturi din ce s-a întâmplat în seara respectivă, nici nu putem pune bază 100% pe sinceritatea declarațiilor sale. Nu înlăturăm ipoteza chiar ca acel cuțit să-i fost transportat în afara localității și putea să fie aruncat oriunde pe traseul, de la Constanța și până în Sibiu, unde a fost depistat și a dus la Constanța pentru cercetări. Apartamentul în care locuia, el presupun că a fost rechiziționat, nu? Așa s-a descoperit că face parte dintr-un set. Nu am percheziție, am efectuat o verificare la locuința în care se... Am aflat că a locuit în ăsta sărcei din Constanța inculpatul și nu am găsit elemente suficiente care să ne conducă la identificarea clară obiectului vulnerabil. Ne-ați putea spune cum arată ce vulnerare în cazul care, nu știu, putem găsi noi? Este un cuțit de circa 30 cm, mâner negru, fără nicio inscripție, mâneri din plastic negru, 3 nituri. Locuia singur în apartamentul respectiv sau locuia cu sora sau cu cineva? Informațiile pe care le pot da sunt doar cele referitoare la inculpat, nimic altceva despre familie, prieteni și așa mai departe. A existat premeditare în acțiunea lui? Nu, nu avea premeditare. Se pare că intenția lui, declarată cel puțin la momentul audierii, a fost aceea de a merge de acasă cu cuțitul înarmat, în ideea de a-i face rău surorii fostei prietene, iubite, da? Pe care o acuza că i-a despărțit. Iar atacul asupra victimei a fost spontan, pentru că pur și simplu a avut ghinion că i-a ieșit în cale chioșcul acela și a avea chef de țigări și n-avea bani asupra sa și lăsase banii acasă. Fiind stare de pietate, a avut chef să fumeze teribil, a intrat, i-a cerut victimei țigări, a fost refuzat și atunci a înjunghiat, adică greu de spus că a existat o premeditare în această situație. Date fiind aceste stări de amnezie parțială cu privire la unele aspecte, o să fie spus în expertiză? Probabil că vom dispune o expertiză psihiatrică pentru a vedea dacă într-adevăr are o problemă de natură psihică sau doar a încercat să ne inducă de oare prin această explicație. Dar fapta în sine și-o aduce aminte? Da, fapta și-o aduce aminte. Atacă nu și-o aduce aminte decât că a ajuns acolo, că i-a cerut țigări, că a amenințat-o pe victimă cuțitul și că aceasta a refuzat și că atunci s-a enervat, a intrat după tejghia, după victimă, pentru că inițial n-a putut să o lovească, a cercat să o lovească de dincolo de tejghia. N-a reușit, că victima s-a îndepărtat și a luat hotărârea să meargă spre ea, în ideea lui de a o face să tacă, din ce a declarat. Și aduce aminte că a dat cel puțin, o dată, de două ori, sigur, a dat. Nu și aduce aminte de celelalte. A admis că este posibil să fie dat și celelalte 8 plături, pentru că victima prezenta numai puțin de 10 plăci pe corp. S-a putut stabili ce a făcut cu îmbrăcămintea pe care o putea în seara respectivă? Da, îmbrăcămintea respectivă este în custodia parchetului. Am găsit obiecte de vestimentație în bagaje la Sibiu, unde a fost depistat. O parte din haina respectivă urmează să fie examinată în laborator ca să vedem dacă petele cu aspect de sânge de pe acele obiecte de vestimentație și de pe încălțăminte sunt de sânge și dacă reprezintă sângele victimei. A fost ridicată probe pentru examen toxicologic? Nu am ridicat probe pentru că el a fost găsit undeva la peste 24 de ore după comiterea faptului. În ipoteza în care ne interesa alcoolemia, nu ar fi stabilit mai nimic după 24 de ore.
e trecut efectul alcoolului, iar alte substanțe a consumat ar fi lipsă de relevanță în legătură cu comiterea faptului.